Pe adresa redacției am primit o sesizare din partea unor părinți care au copii la liceul teoretic Dan Barbilian, prin intermediul căreia și-au arătat nemulțumirea la adresa conducerii unității de învățământ care, spun aceștia, a luat decizia de a încuia ușile clădirii, elevii nemai având astfel posibilitatea să iasă în curte. Directorul unității de învățământ a precizat că acest lucru s-a întâmplat doar în cursul zilei de joi, 9 februarie, timp de 2 ore, pentru a verifica dacă sunt copii care chiulesc de la ore. S-a întâmplat în primul rând într-o singură zi, ieri, între orele 11 și 13, când în timpul orelor eu am închis ușa de la intrare, eu fiind în permanentă prezentă lângă acea ușă, pe acel hol, hol în care există și toaletele copiilor. A fost o dorință a mea de a verifica un pic și frecvența la ore a copiilor, felul în care ei se repliază în clase după ce se termină pauza și încep orele, motiv pentru care pentru 5-10 minute doi copii au fost lăsați afară, apoi le-am deschis ușa și au intrat în clasă. Ei au rămas, au mâncat pe bancă afară, lucru pe care oricum l-ar fi făcut și ar fi primit absență. Asta a fost absolut tot. Astăzi nu s-a mai închis nimic, nici cu zilele anterioare. Deci nu este o măsură care să fie luată zi? În mod permanent. Absolut deloc. Dacă vreți, a fost o măsură de moment, o idee de moment, tocmai auzisem în Consiliul Profesoral și tocmai discutasem cu colegii mei în Consiliu despre frecvența la ore, despre faptul că noi le dăm drumul în ore să meargă la toaletă, pentru că sunt copii care au probleme și atunci sigur că nu pot să le interzic să meargă la toaletă. Însă știți cum e? Nu tot timpul știm chiar a avut nevoie la toaletă sau nu. Profesorul l-a lăsat să meargă la toaletă, dar el de fapt este la chioșc sau dă mesaje sau vorbește la telefon în toaletă. Un caz de genul ăsta a fost chiar, cred că săptămâna trecută, când am intrat în toaleta fetelor să văd de ce sunt atât de multe fete în oră. Toate ceruseră voie de la diverse clase să meargă la toaletă, dar ele de fapt stăteau și vorbeau la telefon. În toaletă nu era nimeni. Efectiv în toaletă. Și atunci am zis, hai să încerc să fac un experiment, să văd cât de mulți copii lipsesc în timpul orelor. Deci asta a fost tot, s-a întâmplat într-o singură zi, timp de 2 ore, nu mai mult. Da, ei au intrat în panică pentru că au văzut că nu mai pot ieși. În același timp, Roxana Ștefănescu a subliniat că în acel interval orar viața copiilor nu a fost pusă în pericol. Nicio secundă nu le-a fost pusă viața în pericol dacă s-ar fi întâmplat ceva. La una dintre ușa asta femeia de serviciu cu cheia în mână, la cealaltă am fost eu și m-am plimbat în permanență pe acel hol de la bibliotecă pe care o să-l vedeți când, de fapt, pe acolo este intrarea elevilor în școală. Asta a fost tot. Apoi li s-a deschis școala și au ieșit în pauză, au intrat din pauză, au intrat toți la timp a doua oară, n-a mai rămas nimeni pe holuri sau în curtea școlii. Astăzi, de asemenea, am sesizat, noi avem camere de supraveghere și sigur că pentru asta le avem, ca să ne și uităm și să-i știm în regulă. Astăzi a fost tot în regulă. Pe de altă parte, părerile copiilor au fost împărțite. Unii nu au avut nicio problemă cu această decizie, în schimb, alți copii s-au panicat. Personal nu prea am resimțit-o, deoarece nu am știut. Am aflat ulterior de această măsură. Și reacțiile colegilor care au fost? Da, unii s-au speriat puțin că nu au mai ieșit din școală, voiau la magazin în timpul orelor. Și ți se pare o măsură potrivită? Cum ți se pare ție? A fost doar un experiment. Adevărul este probabil undeva la mijloc, însă reprezentanții instituției au precizat că acest lucru nu se va mai întâmpla.